Da. Iată mă la trag de organizat de Racing Heads NFT. Unde avem sesiune de circuit cu mașina personală, sesiune de circuit cu motocicleta personală. Îmi cer scuze pentru transpirație, dar eu sunt motociclist astăzi și vreau să experimentez tot ceea ce înseamnă motociclismul viteză pe circuit, adică și statul în combinezon o zi întreagă la 35 de grade. Da, și spuneam așa, că avem sesiune cu mașina personală, sesiune cu motocicleta personală, sesiune de test drive pentru motociclete cu aceste superbe motociclete de la BMW și câteva sesiuni de intrare cu Monk Motorsport, cu un radical de competiții, experiență în dreapta. Tot ce trebuie să faci este să cumperi NFT-ul, care acum valorează 50 de euro, dacă nu mă înșel. Îl poți cumpăra și aceste track day-uri îți sunt oferite gratuit. Dacă nu, trebuie să plătești un cost dublu la toată acțiunea de aici. Ne dăm și noi cu motocicleta, ne dăm și cu mașina de curse, vedem cum se întâmplă lucrurile și cum ne distrăm și cum îi mai întrebăm și pe oameni cum li se pare, ce ar trebui să mai facem să fie mult mai bine de atât. Știu, să fie o piscină aici, dar și-a luat stamate piscina cum ar veni. Cum a fost? Bine? Păi a fost bine de tot. Da? Ăștia care vă știți mai graj, mai cu kilograme în plus, astea, da? Veniți frate la circuit, că ești mecher, dar nu, lasă că nu că slăbiți. Ci că atunci când scoți un pic buca, se lasă toată motocicleta. Dacă ești mai slăbătură așa, trebuie să trăiești, dă-i te lupți cu ea, frate. Da, am înțeles. Deci e bine pentru graș. Ce e, Marius? E tot în regulă, da? Băieții sunt sus la curs, domnii profesori sunt aici. Ce să facem? Uite, este radical. Și eu l-am ratat. Avem... Îngrădirea principală la parter, începe sesiunea de teorie moto. Nu mai fost, emoții. Care bine. Fac eu, mă, frate. O ducem sus? Hai, mă, că se poate. La cât suntem aici, frate? Avem și un telefon, am da. Și pe circuit. Da, mă, pe undeva. Exact, că mă bucuram. Că am ajuns unde trebuie. Ce priveghi? Nu vorbește nimeni? Am omul. Ah, bravo, frate! Deci, sunt în tehnica de bază, da? Sunt cu mâinile acolo, mă duc strâng, am ajuns aici, la și tot felul fac virajul. Iau mâna asta pe volan, mă duc aici, trag de volan, ajung un picul în mai mor cap asta. Asta e naked. Da. Trece secundele aici și a? Da, am să oprești. Cum? Păi de ce? Că mă urc pe motoretă, gata. Păi stai să vină potul, voi. Să vină, frate, că e cald. Ce bine că n-am costum de... A, oh, da, că... Hai, Bodo Star. O să intru cu motorul meu sau... Da, 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 poți ori așa, ori așa, cum vrei tu. Intru cu al meu sau... Cum vrei tu. Opa, așa. Thank you.
cald rău de tot, bă, băiatule. Te dai cu asta, te dai cu asta și după aia te dai cu gestul. Știi ce senzație o să ai? O să ai senzația că faci aceeași performanță ca asta fără niciun efort. Bă, fără niciun efort. E tare rău de tot. Și v-am zis, dacă îl prindeți pe Bodo pe circuit... Vine Bodo acum, îl lăsăm în față. Să ne arate trase, da? Vă arate un 44 dacă vreți. Oh, ulo, ăla merge cu GS, o să fie greu să ne ținem după el. Bodo! 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 Băi, nu să mă ținem, mă ținem. Mergi cât vrei, frate. Nu te ține nimeni să... Hai! Ia să vedem noi ce o să iasă. Să luăm aici niște rachete. Nici nu știu cu ce să încep. Acest GS este fantastic. Nu a mers până acum. Și asta e o nebunie XR S1000 XR. O nebunie de, nici nu știu cum să-i spun, de motoretă. Sper să avem și chei la ele. Hai să luăm, pe asta mai întâi. Oai de capul meu. Oai de capul meu. Băi, cricule, e mare rău asta. Cheie? N-avem cheie. Ba da. Băi, băiatule, fii atent. Este motocicleta de curse. Cea mai confortabilă din lumea lumilor.
nu mai am baterie. Păi da. Nu știu dacă am filmat experiența asta cu această rachetă, nici nu știu cum să-i spun. Incredibil, am mers cu GS-ul înainte. Cu asta. Mi s-a părut racing cu canapeaua. Fotoliu mare aici, stai. Poate să stea doi pe ea. Și m-am dat jos de pe asta și m-am urcat pe asta. Băi băiatule, băi tată. Băi S1000XR. Ce-ai făcut, mă, frate? Ai pus motor de RR, de 1000 RR pe chestia asta? Incredibil, mă, băiatule, mă. Ce merge, frate, te bufnește și râsul. Da? Adică...
foarte tare mobreta. Extraordinar. GS cu motor 2000 RR, deci de bun. Extraordinar. Ca să nu mai zic de țetări și de tot haosul ăsta care poate să fie aici și să te bucuri de el, nu e cazul. Nu e cazul. Întrerupe BMW-ul pe linia asta. Întrerupe. Nu ești cu ursul ăla tu? Ah, scuză. E un băiat, un urs. Și el întrerupe, da. Nu, ursul e un băiat, dar cred că a plecat. Cu un urs break. Și întrerupea băiatul. Mănânce? Echilec? Nu. Nu. Mai sunt? Nu. Mai sunt un rec? Mm-hmm. Incredibil. E mult. Încă mai sunt? E mult. Încă mai sunt? Doar de aici. Doar de la grasul simpatic cu bar, nu mai știu cum l-am telefon. Am grăsul. A zis că-ți dau asta, să Vreau.